Iarăși iau 5. Da. Și încă 2. Da. Și am făcut 7. Și iarăși încă 5. 5. În desenul meu trebuie să mișoarez, că nu mi-a ieșit așa. Da. Deci eu trebuie să mă apropii cât de cât. Eu trebuie să ajung aici din ce am înțeles, punând de 4 ori. Dar vă ajung și dumneavoastră așa. Deci pun... Pun... segmente. Așa. 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 Așa vă mai... descurcați mai bine. Să mă descurc mai bine așa, da? Uite, astea îmi te-am luat pe aici. Ce-am ajuns? Așa, mă, da. Ca să nu mai complicați. Și de aici. Nu, mă. Trebuie să mă complic o dată. Eu trebuie să ajung așa cu împărțirea asta, când spun de 4 ori, și să rămân aici un segment. Ăla de-o plecat fetele, da? De 8. Ăla de 8 de-o plecat. Deci trebuie să gândesc așa. Jumătatea... 6, jumătatea înseamnă 3. Uite așa, mă. Uite așa. Dacă vrei să mă ajuți cu adevărat, am dat în 2 cele 6. Și asta vine iarăși dat în 2 tot spațiul ăsta. Și aici se află și încă un 8. Așa, da. Deci asta este aici. Iată, dragilor. Dacă l-am avut pe unul lângă mine, mă și descurcată, spus, domnule, discurcă-te așa, fără jumătatea și pe mult ca să vezi 8-ul ăsta, 8-ul ăsta. Bun. Și acum, ce fac? Iarăși merg segmentul ăsta și da, încă 8. Nu vă corectați, vedeți dacă e la fel? Că poate e mai mic din câte văd eu. Hai, lasă-mă că nu fi chiar așa la milimetru perit. Eu n-am nici... Milimetru, 2, 3. Așa, așa, așa. Și... încă 8. Așa. Și am completat în condițiile astea până aici, Cristina, și îmi lipsesc cei 8. Da? Îmi lipsesc cei 8. Deci, dragilor, dragilor, ce problemă facem acum este spectaculoasă. Deci, fetele, da, acum sunt numai de 4 ori. De 4 ori. Da? Erau de 6 ori. Așa. Sunt ca înainte. Ca înainte. Și am mai pus încă 8. Da? Am pus aici un 8. O dată. Și încă o dată un 8. Și încă o dată un 8. Și încă o dată un 8. Și fiindcă au plecat... 8. Au plecat 8. Aici au rămas mai puține, da? Da. Mai puține cu 8. Deci până aici suntem. Deci după ce au plecat cele 8 fete, suntem în situația asta. Nu mai sunt de 6 ori fetele. Deci nu mai sunt de 6 ori, ci fetele sunt acum de câte ori? De 4 ori. Da, de 4 ori. Dragilor, scrieți. Acum situația, hai să o facem dedesubt și acestea care sunt împleștiate de ax, în momentul acesta, să reușim să le punem da, în ordine. Deci, punem segmentul ăsta care era aici, da, nu? Încă o dată ăsta de aici. Încă o dată ăsta de aici. Până aici suntem cu 3. Da. Și suntem cu al 4-lea. Am ajuns aici. Segmente ca înainte. Ca mărime, da, băieții? Da. Și acum, ăștia de 8, îi pun, tot punem până când completăm asta de aici. Până completăm asta. Deci, fiindcă-s de 8. Le punem până aici. Așa, așa. Deci, împărțim în 2 și încă dată în 2. Ca să fie câți de 8? 1, 2, 3, 4. 8. Deci am pus la sfârșitul segmentului, da? Da. Și odată aici am 8-ul ăsta. Adică un segment poate să fie 16. Ei, deci... Asta două fac un segment. Ăsta, nu cred. Că uite, sunt două segmente, cele de sus venite până jos, vezi? Și cât sunt aici? Cele două segmente? Aici sunt 40. 40. 40. Și asta înseamnă 40 aici. Da.
Și 40 un singur segment, cum ai gândit tu mai devreme? 20. 20 un singur segment. Și încă 20 celălalt. Da, și atunci ai aflat un singur segment, ești cel mai fericit și spunem că în total, în clipa asta, da, sunt 120 de fete. 120 de fete. Și? Și dacă 20 cu 8, 28 de băieți. Nu, nu, dacă ar mai veni. Dacă ar mai veni, 20 de băieți. 20 de băieți. Deci, hai să spunem și noi, care au fost etapele de lucru? Ai zis așa, 5 ori 8. 5 ori 8, 40. 40 au, i-au acoperit două segmente. Pe 40 deci l-am împărțit la 2, dar cu 20. 20. Un segment. Adică ce înseamnă 20? Un singur segment înseamnă? Băieți. Înainte. Băieți, dar sigur că alea erau în clasă. Da. Că tot ce spun dacă ar mai veni, dacă ar pleca tot pentru poata, că nu ne-au mai dat numărul de copii. Da. Total. Jocul ăsta, asta a fost, dacă ar mai vin la mine. Deci ne dăm numărul de copii, a făcut autorul chestia asta. Și acum, numărul de fete înseamnă 20 ori cât? 20 ori 6, că sunt 6. 20 ori 6, 120. 120 de fete. Și cum am spus, 2 ori 5 egal cu 10. Și mai adăugăm 0, 100 și cu 20, 120. Sigur că da, 20 ori 100, păi și făcut în modul în care am gândit eu. Tu reușești să mă urmărești foarte repede. Pentru clasa a șasea, trebuie să vă spun că am făcut cea mai frumoasă problemă pe care am făcut-o vreodată. Am avut și șansa când m-a ajutat el, că era pe ce să mă laud că o pot face și nu aveam șanse. Anumit cum. Da. Voi enunți, numai voi enunți. Este înregistrat, filmul vorbește la sine. Foarte des mi-a elat și cu... copii. Daria și cu așa, urmăriți o problemă pe care n-ați auzit de ea niciodată, să vedeți ce frumoase. De regulă se întâlneau probleme așa. Într-o clasă sunt atâția copii, băieți și fete. Fetele sunt de 6 ori decât băieții sau de 5 ori. Să se afle numărul lor. De data asta problema sună așa. Într-o clasă sunt băieți și fete. Nu știu mai cât sunt la un loc. Nu mai dau numărul tot. Dar știu că fetele sunt de 6 ori. Iar dacă ar veni, începe partea a doua. În loc să dau suma totală, viu și spun așa, că dacă ar mai veni 8 băieți și ar pleca 8 fete, atunci numărul fetelor, l-am întrebat pe el, numărul pentru ce bănești va fi mai mare sau mai mic? Se prinde foarte bine. Dacă va fi mai mic. Dacă ar veni 8 băieți și ar pleca 8 fete? Da. Care ar fi raportul? Da. Am vrut eu să aflu dacă el simte că va fi raportul modificat, da. Și în ce favoare? Vor fi fetele mai, de mai multe ori? Sau decât 6 sau mai puțin? Și spune, nu 6. Mai fi mai puțin. Și zice, zic tu cam cât vrei. Cam de 4 ori. Și merge pe varianta de 4 ori. Ei bine, când se întâmplă așa, noua distribuție este cât era înainte cu 8. Cât era înainte cu 8. Cât era înainte cu 8. Și acum trebuie să am în coada aici, la sfârșit, 8 fete care nu sunt. Au plecat ele. Deci am punctat fetele care au plecat. Și acum refac împărțirea. O refac, punând aici, noua situație, segmentele acestea care reprezentau numărul băieților la început, le pun unul lângă altul. Iar 8, 8, 8, 8 ăsta, le pun la sfârșit. Și superb este momentul când acopăr, de fapt, cu cei 4 de 8 și 8-ul ăsta care a însemnat fetele, cele două segmente de aici. Acoperim pe cele două segmente, 5 ori 40 și un singur segment de 20. Și atunci am aflat 8. Bravo. Da? Deci problema este mult. Se adresează, să spunem, copilor care sunt... El a fost odormit, și a fost odihnit și m-a și salvat. Vedeți filmul? Ce să le spunem? La revedere! Să nu uitați de like și share și să vă abonați la Apropo Online! La revedere! La revedere, dragilor!